Asigurarea primului ajutor asupra unui pacient, fie că este vorba de stradă, fie că este vorba de o instituție spitalicească, poate fi făcută în multe cazuri de oricare dintre noi, atâta timp cât avem o minimă pregătire în acest sens. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să determinăm dacă pacientul este sau nu conștient. Acest lucru îl putem observa prin faptul că pacientul este sau nu alert. Putem vedea dacă pacientul răspunde în momentul în care vorbim cu dumnealui: mă auziți, domnule? Mă auziți? În caz contrar, stimulăm pacientul astfel încât să vedem dacă acesta răspunde sau nu. În momentul în care nu răspunde, decidem faptul că pacientul este comatos. Moment în care va trebui verificată calea aeriană. Acest lucru se face prin ridicarea capului, flectarea capului și ridicarea ușor a mandibulei, cu verificarea căilor aeriene, iar în situația în care găsim ceva la nivel bucal, încercăm să-l scoatem folosind indexul. Următorul moment este cel în care determinăm dacă pacientul respiră sau nu. Facem acest lucru apropiindu-ne cu urechea de cavitatea bucală a acestuia și încercând să vedem dacă toracele se mișcă, privim, ascultăm fluxul respirator și simțim aerul în situația în care pacientul respiră. În caz contrar, dacă pacientul nu respiră, este un pacient în stop cardiorespirator la care putem începe manevre de resuscitare. Primul lucru pe care îl facem, sunăm la 112. Ulterior, ne apucăm de manevrele de resuscitare, care presupun compresiile toracice, care se fac în jumătatea sternului, cu un ritm de 100 de compresii pe minut, făcând 30 astfel de compresii, urmate de 2 respirații. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Cele 30 de compresii vor fi urmate de 2 insuflații. Vom relua compresiile. Și 1, și 2, și 3, și 4, și 5, și 6, și 7, și 8, și 9, și 10, și 11, și 14, și 15, și 16, și 17, și 18, și 19, și 20, și 21, și 22, 30. În cazul în care pacientul nu respiră, vom continua aceste manevre până la sosirea echipajului de ambulanță solicitat prin 112.